Cristina Casandra a intrat în linie dreaptă cu pregătirea pentru campionatul mondial. Atleta legitimată la CSM Suceava a participat sâmbătă la finala campionatului național de atletism pentru senioare, proba 3000 de metri obstacole. Cristina a câștigat cursa cu timpul de 9 minute 33 de secunde și 33 de sutimi, asigurându-și astfel al 9-lea titlu de campioană națională din carieră. Odată cu încheierea acestei curse, pentru Cristina Casandra a început numărătoarea inversă până la startul campionatului mondial de atletism din Germania. Acesta este programat în perioada 15-23 august la Berlin.